duce mai departe destinul țării noastre. Oricâte vremuri grele ne-ncearcă pe subastre, suntem viitorul precum trecutul ești. Suntem legați prin vreme de traiul românesc. Un elev absolvent al școlii gimnaziale trebuie să-și dorească să vină în colegiul militar din următoarele motive. Primul și cel mai important este acela că aici se face carte. Școala este la ea acasă, toate acțiunile sunt îndreptate în această direcție, spre educație. O altă cerință și dorință care trebuie să-l însoțească este aceea de a face sport, de a face mișcare. Pentru că mișcarea este esențială pentru un corp sănătos, pentru o minte sănătoasă. Latură asupra căreia noi ne aplecăm și el trebuie să o știe, este aceea activităților artistice, educative, altele decât cele științifice. Și mă refer aici la cele extracurriculare, unde elevul participă la activitățile clubului școlar, la activități filantropice, la activități de împăduriri, la activități care și aduc o contribuție esențială la formarea personalității lui ulterior. Performanțele colegiului dăinuie în timp. Practic, tradiția noastră ne-a obligat mereu să ridicăm nivelul nostru de pregătire și nivelul performanței. Pe parcursul celor 4 ani de zile capătă informații și dobândește informații militare care îl ajută enorm în cariera militară, viitoarea carieră militară. Faptul că programul începe cu înviorare. Există un raport și o inspecție dimineață. Există un raport al companiei și un apel de seară. Există ore de pregătire militară unde el își însușește principalele elemente care sunt de bază într-o carieră militară. Conferă elevului de liceu militar, de colegiu militar, o posibilitate ca într-o evoluție ulterioară să se bazeze pe aceste cunoștințe inițiale dobândite în colegiul militar.
soarele lui. Ura! Teagă să lucească steagul pentru el trăit! A fi părintele a 400 de tineri este frumos, dar în același timp este foarte greu. Problemele tinerilor sunt cotidiene, sunt cele actuale și frământările lor sunt și frământările noastre. Pentru că este foarte important ca noi să înțelegem, să empatizăm cu ei pentru a reuși să rezolvăm problemele care, așa cum spuneam, îi frământă. Doar printr-o acțiune din aceasta colaterală, de înțelegerea lui de către comandantul de companie, de către diriginte, profesorul diriginte, de către psihologul școlar și, în ultimă instanță, de către noi, cei de care facem parte din conducere, îl aduce într-o stare de spirit corespunzătoare, obține de performanțe școlare. În fiecare an, procentul de promovabilitate la examenul național de bacalaureat este de 100%. Procentul de admitere în academiile militare peste 95%, în ultimul an fiind chiar 99%, un singur elev nu a intrat în sistem. Acest lucru este asociat cu olimpiadele școlare, unde an de an elevii noștri au reușit calificări la fazele superioare ale olimpiadelor școlare. În ultimii ani, calificările au însemnat peste 25 de elevi în fiecare an calificați, așa cum spuneam, concretizate în premii și mențiuni. Și iată, făcând această asociere între examenul de bacalaureat, examenul de admitere și olimpiadele școlare, putem vorbi despre performanță, putem vorbi despre elită. Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, cunoscută de toată lumea sub numele de ARACIP, ne-a acordat calificativul excelent. Primim pentru a patra oară în acest an titlul de Școală Europeană în urma numeroaselor proiecte de cooperare internațională pe care le-am derulat începând cu anul 2006. Aș putea spune că avem ștate vechi în acest domeniu și ne menținem în continuare fruntași. Ne mândrim cu faptul că parte dintre ei sunt selecționați apoi pentru a face studii în străinătate, studii la West Point, în Statele Unite, la Colorado Springs, St. Cyr. Poate mai sunt și alții care la acest moment nu mi-amintesc, dar avem, aș spune, ca să zic pe scurt, o recunoaștere și la nivel internațional și asta ne bucură foarte mult. Elevii noștri sunt tineri, sunt la vârsta la care se formează și au nevoie de activități specifice vârstei lor. Adesăm tuturor elevilor care probabil o să ne urmărească să veniți la noi, la liceu. E un liceu foarte frumos, aveți foarte multe lucruri noi de trăit aici, multe sentimente care într-un liceu civil sunt sigură că... Că e cel mai bun liceu dintre toate liceele militare și... Și se învață. Și se învață, da, se învață.
transmite un mesaj către toți cei tineri care vor să se îndrepte către o instituție de învățământ modernă, că a venit Colegiul Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia este cea mai bună alegere pentru ei, pentru că aici pot să-și desăvârșească o pregătire solidă, științifică, dar și o dezvoltare culturală și sportivă de excepție, care le va fi de folos în viață. Sunt absolvent al Liceului Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia. Anul trecut am avut plăcerea să-mi revăd promoția de liceu militar după 30 de ani. Totdeauna revederea liceului îmi provoacă foarte, foarte multe emoții. Revin întotdeauna cu plăcere și nu pot să uit anii frumoși petrecuți în băncile liceului. Liceele militare reprezintă o poveste de succes a Armatei României, instituții de învățământ care se laudă cu un grad de promovabilitate de 100%, locuri în care viitoarele elite ale Armatei Române se pregătesc, calitatea elevilor de licee militare pe care îi întâlnim în academiile forțelor armate impresionează prin pregătire și felul lor în care imediat se integrează în mediul militar, incluzând participări la programe internaționale, ne face pe toți foarte, foarte, foarte mândri. De fiecare dată când vorbesc cu elevii de licee militare, îi rog să își pipe Evi pușca. Bucățica aia de material de pe lateralul piciorului. Drumul până la gradul de general e foarte, foarte, foarte scurt. Am ales un liceu militar pentru că bunicul meu a fost colonel, străbunicul meu a fost în garda regală, tatăl meu este polițist și eu cred că sunt cea mai în stare să duc tradiția mai departe. Se spune că orice elev care intră la liceu militar visează să ajungă general. E adevărat? La mine se aplică. Am ales arma infanterie și specializarea cercetare tocmai pentru a putea ajunge cât mai sus în carieră. Cât de sus? Dacă se poate să ajung șeful statului major al apărării, nu m-ar deranja deloc.